România ajunge la 1111 km de autostradă în august 2024, după deschiderea ultimului tronson A0 și suntem în continuare țara Uniunii Europene cu cea mai slabă infrastructură rutieră. Pragul psihologic de 1000 de km de drumuri de viteză, autostrăzi și drumuri expres a fost depășit abia în toamna lui 2023, la mai bine de 33 de ani de la Revoluție. Populația României era în iulie anul trecut aproape 19,9 milioane de locuitori și cum din august 2024 avem 1111 km de drumuri de viteză, rezultă că 17.905 români se înghesuie pe un kilometru de autostradă sau că 17,9 români stau pe un metru de autostradă. În Ungaria, înghesuiala pe autostradă e de aproape 3,5 ori mai mică decât în România, așadar 5,36 maghiari stau pe un metru de autostradă. Făcând același calcul, pentru vecinii noștri de la sud, 7,76 de bulgari stau pe un metru de autostradă. Prin urmare, densitatea e de peste 2,5 ori mai mică decât în România. Rata șomajului a ajuns la 5,5% în iunie, în creștere față de luna mai, potrivit Institutului Național de Statistică. Datele arată că sunt mai mulți șomeri bărbați decât femei. Rata șomajului a crescut cu 0,1 puncte procentuale în iunie. Sunt aproape 450.000 de șomeri la nivel național cu vârsta între 15 și 74 de ani, anunță același Institut Național de Statistică. În procente, bărbați șomeri sunt cu 0,4% mai mulți decât femei. În rândul tinerilor se înregistrează în continuare cel mai ridicat nivel al ratei șomajului. Peste 20% dintre tinerii cu vârsta între 15 și 24 de ani nu lucrează. Practic, un tânăr din 5 nu are loc de muncă și primește indemnizație de șomaj. Copiii sunt invitați la carnaval. ASOC îl organizează duminică, 4 august, în zona Foișorului din Parcul Municipal Baia Mare, în cadrul proiectului Om Bun. Va fi și un concurs de costume. Fiecare participant trebuie să se îmbrace cât mai original, iar 3 dintre cele mai bune vestimentații vor fi premiate. Printre surprizele carnavalului se numără atelierul de pictură pe față. Se va cânta muzică live la chitară și vor avea loc competiții cu întrebări despre țări și tradiții. Se mai organizează și un concurs numit Ce-ar fi dacă? Participanții vor primi niște scenarii cu situații complet absurde, trebuind să găsească soluții pentru a le rezolva. Carnavalul se va desfășura duminică între orele 14 și 17, așteptați fiind toți copiii din parc.